Andrei are un parcurs foarte bun în FC Botoșani. Am un meciul lor în fără înfrângere, 3 victorii, 5 remize. Mergeți în bănie să vă păstrați invincibilitatea? Bună ziua, în primul rând. Da, sperăm să mergem să facem un joc bun și un rezultat pe măsură. Cum va fi? Care va parcă e altă echipă cu Nicola Napoli? Da, așa e. Anul acesta au jucat foarte bine, au pierdut foarte greu la Faro, au bătut pe FC Argeș și egal la FCSB, da, sunt într-un moment bun și ei. O să fie un meci frumos. Mai poate FC Botoșani să scăpa play-off anul acesta? Eu cred că nu, dar până nu suntem matematic în play-off, trebuie să fim foarte, foarte bine ancorați în jocul care urmează și cel cu Clinceniu. Te aștepți la un meci de luptă în bănie? Da, o echipă bună. M-am uitat la ultimul meci al lor, chiar au jucat fotbal. O echipă interesantă, care, cum ai zis și tu, joacă altceva în acest an. Care e secretul, totuși, rezultatul lor bune la FC Botoșani? Am văzut că, totuși, pleacă cu mari jucători. Da, avem un grup bun. Marius scoate maximul din noi, știe să ne motiveze, jucăm fotbal și apar și rezultatele. Mai poate opri cineva FC Botoșani din drumul spre cupele europene, să spunem? Nu. În primul rând, eu mă gândesc să prindem play-off-ul, să fim matematic în play-off. După, cu siguranță, o să fie un nou obiectiv. Primul, pentru mine, principalul e play-off-ul. După, ne uităm și la locul 3. De ce nu? Da, să fim în play-off și după să ne gândim mai departe. Mulțumesc mult! Mulțumesc!